Bună ziua tuturor celor prezenți în sală, precum și acelora care vor urmări această înregistrare. În cadrul proiectului Literatura Română Necanonică, ce și-a propus să prezinte opere și autorii care nu fac parte din programa școlară de bacalaureat, vom vorbi astăzi despre Vasile Alexandri, dramaturgul. Vasile Alexandri este personalitatea cea mai puternică și mai reprezentativă pentru întregul secol al XIX-lea. Prin complexitatea activităților sale, prin implicarea în toate evenimentele culturale, politice ale vremii, care a realizat o legătură indisolubilă între activitatea de creație și desfășurările concrete ale istoriei. Pe drept cuvânt, secolul al XIX-lea poate fi numit secolul Alexandrii. Despre el scria Sadoveanu: a întrupat în sufletul generos și a exteriorizat cu marele talent toate aspirațiile neamului nostru. A fost primul din elita românismului, luptător, interpret și cântăreț. A fost unul dintre creatorii României moderne și prin prestigiul și prin strălucirea talentului său a simbolizat o întreagă epocă. Alexandrii nu mai este de multă vreme un autor pentru examen, nici nu se mai face în liceu, prin școala generală mai apar poezii, câte un pastel, de exemplu. Mai apare și proza Balta Albă. Tatăl său era sluger sau sulger, un rang boieresc, iar îl chema tot Vasile, Vasile Alexandri, da? Iar pe mamă Elena Cozoni. Atât data nașterii, cât și locul nașterii sunt sub semnul întrebării. Cea mai răspândită drept data nașterii, 21 iulie 1921, la Bacău sau undeva în județul Bacău, după alte surse, s-ar fi născut în 1819 sau pe 14 iunie 1818. Locul nașterii sale este de asemenea incert, deoarece s-a petrecut în timpul refugiului familiei Alexandrii în munți, în vremea lui Alexandru Ipsilanti, deci din calea armatei lui Ipsilanti. După obiceiul vremii, primele lecții le primește acasă, mai întâi de la un dascăl grec, apoi de la dascălul maramureșan German Vida. În 1928, Victor Quenim înființează un pension francez la Iași și acolo va urma și Alexandrie, 1828-1834, unde va fi coleg cu Cogălnicianu și cu Matei Milo, viitorul mare actor. Verile și le petrece la Mircești, unde tatăl său cumpărase moșia. În perioada următoare, 1834-1839, își face studiile la Paris, alături de alți fii de boieri. Asta se întâmplă în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Fii de boieri își fac studiile la Paris, la Bonn, la Viena, dar se întorc. Se întorc și fac lucruri extraordinare. E coleg la Paris cu Alexandru Ioan Cuza, cu Ion Negulici, viitorul pictor. Îi cunoaște pe Ion Ghica, viitorul ministru, pe Costache Negri, de a cărui soră se va îndrăgosti, Elena Negri, dar, din păcate, aceasta moare. Îi scrie mai multe poeme. Intenționează să urmeze medicina, face câteva luni la drept, dar le abandonează și se dedică activității literare. A desfășurat o intensă activitate jurnalistică, publicând în toate ziarele și revistele vremii. Secolul nostru, ce înseamnă, printre altele, realizările secolului nostru, ce sunt impresionant de multe și de importante, am putea vorbi la nesfârșit despre ele. În acest secol apar primele ziare în limba română, 1816 la Iași,
datorită lui Asaki, 1819 la... nu, 1829, 1816 este teatru, 1829 la, atât la Iași cât și la București, datorită lui Asaki și lui Heliade Rădulescu. Publică în celebra revistă Dacia Literară, care n-a avut decât 3 numere, dar în programul pe care îl scrie Cogălicianu, da, prin acest program va deveni celebră și importantă revista. Continuatoare ale Daciei Literare, Steaua Dunării, Propășirea. Publică de asemenea în Albina Românească, Foaia pentru Inimă, Minte și Literatură, Convorbiri Literare, Columna lui Traian, Revista Contemporană și înființează cea mai importantă revistă literară a vremii, România Literară. Titlul acesta, România Literară, îl vom regăsi de mai multe ori și astăzi Revista Uniunii Scriitorilor se numește așa, dar nu este o continuatoare a revistei lui Alexandri. N-a apărut decât de la 1 ianuarie până la 3 decembrie, dar a reușit să fie un magazin literar care a reunit în paginile sale scrierile din toate provinciile românești. Spuneam că Alexandria a fost nelipsit la toate evenimentele importante și iată, uite, doar 3 dintre ele, 1848, 1859, 1877. Astfel că atunci când în martie 1848 începe mișcarea revoluționară din capitala Moldovei, Alexandria scrie Deșteptarea României. Deci el participă și în felul acesta, scriind, da? Dar participă activ, da? Redactează împreună cu alți patrioți petiția cuprinzând revendicările ce trebuie aduse la cunoștința domnitorului Mihail Sturza, cel care va înnăbuși Revoluția din Iași. Sigur, se refugiază în munți alături de alții, apoi trece la Brașov, unde publică în Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură Hora Ardealului, care va deveni binecunoscuta Hora Unirii. Când izbucnește Revoluția în Muntenia, Alexandri se află la Cernăuți, unde se formează Comitetul Revoluționarilor Moldoveni. Ce plin de istorie românească este Cernăuți. Toamna se află la Paris, unde împreună cu alți emigranți munteni și moldoveni susține cauza Revoluției din țările române. Se întoarce în țară după 20 de luni de exil. În 1850, sub noua domnie a lui Grigorie Ghica, este numit director al Arhivelor Statului. Într-o altă direcție în care a activat Alexandrie, în 1852-53 scoate prima culegere de folclor, poezii poporale, balade adunate și îndreptate. Un moment istoric în cultura românească, pentru că Alexandrie a dat, prin tipărire, a dat la unei largi circulații, da, floarea cântecilor bătrânești. Termenul baladă este adus de Alexandrie din limba franceză. El mai întâi publică în limba franceză poezii, da? Și în folclorul nostru denumirea este de cântec bătrânesc. Doar da, atât dacă ar fi făcut și tot ar fi meritat recunoștința noastră. După moartea tatălui său în 1854, când ia în stăpânire moșia, eliberează țiganii de pe moșie. Este o altă problemă a secolului XIX, dezrobirea țiganilor. În 1856 urmează unirea. În 1856 are loc Congresul de Pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al principatelor, care doreau, visau, aspirau la unire. Alexandrie se dedică total cauzei luptei pentru unire și în 1857 pleacă la Paris pentru a susține, da, unirea. Zicem astăzi, pentru a face lobby. După alegerea ca domnitor al lui Cuza în 1859, este numit ministru de externe. Iată, uite ce ministru de externe puteam să avem.
și pleacă în misiune diplomatică. La Paris, la Londra, la Torino, a călătorit extrem de mult pentru a obține recunoașterea dublei alegeri, da? Deci l-am ales pe Cuza, dar trebuia să fim și recunoscuți. Este primit de Napoleon al III-lea, de ministrul de externe al Franței, de regele Victor Emanuel al Italiei, de contele Cavour și caută să câștige bunăvoința ambasadorului Rusiei, contele Kiselev, care fusese guvernator al principatelor între 1829-1834. În 1861 îndeplinește o nouă misiune diplomatică încredințată de Cuza în vederea recunoașterii unirii de către puterile europene. Într-o altă direcție. În 1867 este numit membru al Societății Literare Române pentru Cultura Română, care în 1879 va deveni Academia Română. Dar Alexandrie își dă demisia, pentru că această societate hotărăște să adopte principiul etimologic de scriere și să publice dicționarul lui Maxim și Laurian. Acest curent etimologic venit din școala ardeleană se prelungește mult în secolul al XIX, dar de data aceasta oamenii de cultură reușesc să învingă etimologiștii. Peste câțiva ani va fi invitat să-și reia locul în Academie și este ales pentru Comisia pentru Modificarea Ortografiei, adică pentru impunerea principiului fonetic. Ceea ce se va întâmpla în 1880, datorită străduințelor lui Titu Maiorescu și atâta sprijinit de Alexandrie, despre acest lucru am vorbit când l-am prezentat pe Titu Maiorescu acum mai multă vreme. Un alt eveniment, pe 9 mai 1877, are loc proclamarea independenței României în Parlament. La aflarea veștii, Alexandrie scrie Balcanul și Carpatul, cu care inaugurează ciclul Ostașii noștri, care va apărea la un an după aceea. Cine nu știe, Peneș, Curcanu, Sergentul, Eroii de la Plevna. La concursul inițiat de Societatea Limbilor Romanice în 1878 obține Marele Premiu de la Montpellier cu poezia Cântecul Gintei Latine, care a fost tradusă în toate limbile romanice, precum și în limbi de circulație internațională. În 1882 va fi și sărbătorit în Franța pentru Cântecul Gintei Latine. O altă activitate. După războiul 1877, da, când erau mulți răniți, mulți cu urmări grave din urma războiului, Alexandrie ține conferințe în mai multe orașe pentru a aduna fonduri pentru îngrijirea răniților. Același lucru îl face și în 1883, când ține o conferință la Ateneu pentru a strânge fonduri în vederea îngrijirii lui Eminescu. În 1885 este numit ministru plenipotențiar al României la Paris, post pe care îl va deține până la moarte. Deci această latura activității Alexandriei, mai puțin știută, și nu mă refer la cei de vârsta mea sau mai aproape, ci la copiii de astăzi. A trecut la cele veșnice pe 22 august 1890 la Mircești, a fost înmormântat pe 26 august în grădina casei sale, casa a fost dăruită Academiei de către soția scriitorului, deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu la inițiativa Academiei în 1928 și întreg ansamblul a devenit muzeu memorial. Am punctat rapid doar cele mai importante momente din activitatea culturală, civică și politică a lui Vasile Alexandrie. Ca scriitor, are un aport considerabil la realizarea literaturii române moderne. A abordat
toate genurile și toate speciile literare. Dar a rămas în conștiința publicului larg, mai ales sau chiar doar ca poet. Mai puțină lume știe că a fost un bun prozator și un extraordinar dramaturg. Activitatea lui Alexandrie în domeniul creației dramatice se împletește cu munca de organizator și conducător de teatru. Teatrul în limba română, da, a apărut destul de târziu la noi, spuneam 1816 la Iași, 1819 la București, datorită acelor îndrumători culturali ai vremii, Asache și Heliade Rădulescu, dar nu aveam piese. Da, literatura noastră în pragul secolului al XIX-lea era încă în devălmășie cu istoria și cu cărțile religioase. La început se prezintă traducerea ale unor piese, apoi adaptări și în sfârșit începem să avem un repertoriu original în limba română și acest lucru îl datorăm lui Alexandrie. Un moment însemnat în istoria scenei românești este anul 1840, când conducerea teatrului din Iași a fost luată de Costache Negruții, Mihail Cogălicianu și Vasile Alexandrie. Sarcina cea mai grea, deci trebuia să organizeze, dar trebuiau să aibă piese. Era sarcina cea mai grea. Primele încercări dramatice ale lui Alexandrie sunt Farmazonul din Hârlău, 1840, și Modista și Cinofnicul, 1841. Sunt comedii ușoare, bazate pe comicul de situații, în care este evidențiată străduința de a adapta la realitățile românești piesele respective. Iorgu de la Sada Gura, 1844, este prima piesă în întregime românească. Și subiect, și personaje, și tablou social sunt satirizate tendințele cosmopolite ale contemporanilor. Iași în carnaval cuprinde note critice la adresa societății. Este ridiculizată înainte de Caragiale frica micii burghezii de revoluție. Asta va face Caragiale în Conul Leonida față cu reacțiunea. Cânticelele comice sunt niște scrise între 1850-1864. Sunt niște scenete, niște piese scurte care conturează diferite tipuri caracteristice vremii. Ele au funcția de a persifla viciile și tipurile sociale contemporane. Sunt, de fapt, niște fiziologii în formă dramatică. Barbul Lăutaru, Chiera Anastasia, Piatra din casă. Piatra din casă e fata care trebuie să se mărite. Surugiul, Ion Păpușarul și un deosebit succes au avut Sandu Napoilă Ultra Retrogradul, în care sunt satirizați conservatorii, și Clevetici Ultra-Retrogradul, în care este criticată demagogia liberală. Iată, uite cum caracterizarea prin nume apare pentru prima dată la Vasile Alexandrie. Când spune Alexandrie Sandu Napoilă, deja ne dăm seama despre ce este vorba, despre ce tip de personaj este vorba, nici nu mai era nevoie să adauge ultra-retrogradul. Ei bine, la Caragiale, sigur că ne vom întâlni cu perfecțiunea, el va spune Trahanache. Mult mai discret, da? Mult mai greu să ne dăm seama. Ideea de napoilă, de retrograd, vine atât din sufixul ache, un vechi sufix grecesc,
cât și cuvântul trahana, care înseamnă o cocă moale, prin urmare maleabilă. Sau la clevetici. A cleveti înseamnă a bârfi, a vorbi mult, a defăima, a denigra. E suficient să spun clevetici, deci omul care vorbește mult, evident, cuvinte multe și idei mai deloc. Cum va spune Caragiale? Cațavencu. Cațavencu este tipul demagogului la Caragiale. Cață, de la cață, care înseamnă fie o interjecție, sunetul scos de bufnițe, dar cață e femeia cicălitoare, care vorbește multe, bate la cap, se laudă. Bun. Aceste scenete, spuneam că sunt, de fapt, niște fiziologii. Despre fiziologie am vorbit iarăși mai de mult. Este o specie hibridă, un amestec între caracterele clasice, deci construite pe dominante de caracter, observație realistă și trăsături îngroșate la modul romantic. Fiziologia este foarte importantă pentru că aici apar primele observații din realitatea contemporană și constituie rădăcina îndepărtată a romanului realist care va ajunge la apogeu prin Rebreanu. Bun, dar creațiile cele dramatice, cele mai rezistente în la trecerea anilor, sunt chirițele. Chirița în Iași, sau Două fete și o neneacă, 1850, Înturnarea cu coane Chirița sau Chirița în provincie, 1852, cărora le-a urmat Chirița în voiaj și Chirița în balon. De fapt, ideea de a vorbi despre teatrul lui Alexandri de aici pornește. Urmărind o emisiune, concurs de cultură generală, o doamnă este întrebată, deci avea variante de răspuns, o doamnă cu doctorat și câteva mastere: cine a scris Chirița în provincie? Alexandri sau Caragiale? Ce credeți că a răspuns? Caragiale. Și am zis, nu se poate. Am crezut că nu e nimeni care să nu știe că Alexandri a scris Chirițele. Dar asta înseamnă că nu știa nici Caragiale, nu știa, evident, nici Alexandri. Da? Caragiale este autorul, da, nostru dramatic, care a scris comedii, da, dar nu toate comediile le-a scris Caragiale, nu? Bun. Figura cu coanei Chirița s-a bucurat de o largă popularitate, mai ales în interpretarea celebrului actor și fost coleg de școală, Matei Milo. Era vremea când rolurile de femei erau interpretate de bărbați. Chiar și în operă, da? Ariile, da, erau pentru femei, erau interpretate de băieții cărora li se făcea ce li se făcea ca să aibă ambitusul foarte înalt. Bun, în Chirițe, scriitorul satirizează pe profitorii evenimentelor de la 1848. Întotdeauna când sunt situații astea de criză, există și profitorii. Profitorii de război, nu? Parvenitismul noilor îmbogățiți, pretențiile acestora, incultura, imoralitatea, proasta educație dată copiilor, ridicolul încercării de modernizare pripită, abuzurile administrației. Comicul provine, așa cum se întâmplă totdeauna, din contrastul între esență și aparență, adică ce vor să pară personajele și ce sunt cu adevărat. Dar și din limbaj și din situații comice. Comediile ce o au drept protagonistă pe Chirița, pe coana Chirița, sunt o incontestabilă biruință prin realismul tabloului de boravuri al societății românești la mijlocul secolului al XIX-lea.
În iarna 1878-1879, Alexandrie realizează opera de plinei sale maturități, și anume drama istorică Despot Vodă, care se făcea o dată de mult în școală. Acum, sigur că nu se poate face toată literatura română în școală, dar există tot felul de procede, de metode, de proiecte prin care copiii să afle și despre așa ceva. Nu trebuie să fie toată literatura subiect de examen, bineînțeles. Pentru această dramă istorică a primit în 1881 Marele Premiu Năsturel Herescu din partea Academiei. Piesa este o evocare amplă a unui episod din istoria, din trecutul nostru istoric, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, și pregătește drumul pentru următoarele drame istorice, Vlaicu Voda lui Davila și trilogia Apus de Soare a lui de la Vrancea. Dotat cu o mare ambiție, cu remarcabile aptitudini, Despot e prezentat în trăsăturile sale contradictorii, de ce este și un personaj romantic, care se zbate dramatic între înălțare și cădere. Are planuri generoase, valoroase, el vrea universitate în țara lui Moțoc și vrea să pornească cruciadă împotriva semilunei, adică a turcilor. Programul lui Despot e prea înalt pentru Moldova timpului și finalul piesei o transformă într-o tragedie, da? Tragedia omului de acțiune, care vine din afară, în luptă cu un factor impenetrabil, da? Obiceiul țării, da? Iar uciderea este calea tradițională de a scăpa de un astfel de pretendent. Sunt Ziana și Pepelea. 1880. Este o dramatizare plină de fantezie a unor epizoade din poveștile populare, împletite într-un fel neașteptat cu satira politicii de actualitate. Deci, până acum, comedii, farse, cânticele, operete, vodevil, teatru istoric, fantezie și iată, uită că ajungem și la altfel de piese, drame, reprezentând o întoarcere spre clasicism, cu subiecte din lumea Romei antice. Este vorba despre Ovidiu, drama Ovidiu, 1885, și Fântâna Blanduzii, 1884. Iată, uite cum acoperă tot secolul. Aceste drame întruchipează drama omului de excepție, care trăiește un conflict între rațiune și afectivitate. Prin aceste două drame, Alexandrie își exprimă frământările bătrâneții cu discreție și cu fin simț al nuanțelor. În biruința greutăților de început ale teatrului românesc și în dezvoltarea sa de-a lungul unei jumătăți de veac, contribuția lui Alexandrie a fost hotărătoare. El a dat limbii cursivitate și firesc, a reușit întâia oară până la Caragiale să restituie senzația vorbirii autentice a oamenilor, potrivit cu starea socială și profesiunea lor, să caracterizeze prin dialog. Experimentând o mare diversitate de formă teatrală, Alexandrie semnează actul de naștere a dramaturgiei românești. Vom prezenta astăzi unul dintre cânticile comice. De fapt, vom citi Clevetici, ultra-demagogul. Clevetici este îmbrăcat cu frac negru, jiletcă Robespierre, cravată de matasă albă și cu barba în furculiță. Cam așa arătau bonjuriștii vremii. Sănătate și frățietate, domnilor cetățeni! Am aflat că sunteți adunați în colegiul electoral pentru alegerea unui deputat și iată-mă, alerg ca să vă spun profesiunea mea de credință. Eu sunt celebrul Clevetici, cunoscut de mult pe aici, liberal ultra, jurnalist și constituționalist. Unii îmi zic că sunt demagog, alții că sunt numai gog. Gog
este un cuvânt păstrat regional, înseamnă tânăr prost. Dar eu nasud, eu sufăr tot. Deci nu muncesc, dar suport orice, că sunt un mare patriot. Aceste două versuri, dar eu nasud, eu sufăr tot, că sunt un mare patriot, sunt la motivul piesei. Ascultându-l pe Clevetici, este imposibil să nu ne aducem aminte de Casa Vecu și nu numai. Și de discursul lui Farfuridi și de Trahanache chiar. De exemplu, când spune, ce vroiesc eu, domnilor? Parcă-l auzim pe Casa Vecu întrebându-l pe Tibădescu. Cum? Nu știi ce vreau? Insistent îl întreabă. O știți din coloanele ziarului meu, gogoașa patriotică? Caragiale a spus răgnetul carpaților. Vreau mai întâi consacrarea actului de la 5 și 24 genar, adică ianuarie, ca unul ce este făcut de mine și numai de mine. Dar, domnilor, eu singur am fost atât de putinte, de puternic, ca să aprind soarele acelei zile memorabile. Și cu toate acestea, priviți, nu sunt nici măcar un ministru. Observați limbajul bombastic. Al doilea, vreau respectul convențiunei cu condiție de a fi schimbată total ca una ce a fost elaborată de străini, fără concursul patriotic al românilor. Al treilea, vreau sufragiul universal, adică drept de vot pentru cei majori, pentru toți cei majori, pentru ca toată țara să se prefacă într-o urnă electorală. Vreau mai mult, domnilor, vreau ca tot locuitorul să fie reprezentant al națiunii. Ce spectacol măreț! 4 milioane de deputați la un loc cerând cuvântul. Deci toată țara de deputați. Oricum e ceea ce se întâmplă și astăzi, pentru că numărul deputaților și senatorilor întâlnești este mai mare decât în America, la o populație evident diferită. Sunt novator, am idei mari, idei revoluționari, vreau să răstorn, să schimb, să dreg, dar ce câștig? Cu ce mă aleg? Unii îmi zic vrednic roman, alții pretincă-s șarlatan, dar eu nasud, eu sufăr tot, căci sunt un mare patriot. Ce vreau eu, domnilor? Un lucru prea simplu. Vreau libertate absolută să nu mai atârne servitorii de stăpâni, copiii de părinți, soldații de șefi. Vreau ca toți bunii români să se poată aduna cu miile când îi voi chema, fără a da de știre guvernului. Vreau egalitate perfectă, să nu mai fie săraci și bogați, mici și mari, slabi și grași, proști și cu cap, oameni și vite. Vreau să imitez în țara mea toate fazele revoluțiunii franceze, căci numai prin tulburare o națiune se civilizează. Dar cine mă ascultă? Găsesc o oarbă, o pusăciune, o poziție din partea unor strigoi, unor retrograzi ruciniți ca Sandu Napoilă. Munții cei mari cu ale lor stânci vreau să-i răstorn prin văi adânci, să nivelez tot pre pământ, dar cine îmi crede de cuvânt? Unii îmi zic că sunt tribun. Tribun era un magistrat roman sau orator. Alții pretind că sunt nebun. Dar eu nasud, eu sufăr tot că sunt un mare patriot. Ce vreau eu, domnilor? Vreau să fiu caua. Caua înseamnă ființă imaginară, înspăimântătoare, cu care se sperie copii. Cu care sunt speriați copiii. Să fiu spada lui Damocles a conservatorilor și idolul poporului suveran. De aceea vreau să împart moșiile proprietarilor. Dar mă veți întreba dacă eu însumi sunt proprietar. Nu. Însă aceasta nu invalidează convingerile mele socialiste. Deci vrea să împartă moșiile proprietarilor, dar el nu e proprietar. Eu, domnilor, sunt un cetățean însetat de glorie și de amoarea popularității și, prin urmare, oricât de grele să fie împrejurările politice ale țării, eu am curajul a striga în gura mare. Arme, 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 căci mă cred brav ca Ștefan cel Mare și ca Mihai Viteazul. Parcă l-auzim pe Farfuride. Vreau pe români să-i fac pe loc romani antici, viteji de foc, ca să ținem răzbel, adică război, cu ruși, englezi, chinezi, turci, nemți, pruși.
În vremea asta, de afară se aude o bătaie de tobă și clevetici se sperie. El tocmai până acum vorbise de revoluție, de revoltă. Când aude că s-ar putea să fie, se sperie, ca Leonida. Aoleo, ce să fie? Am crezut că-s ei, adică revoluționarii. Unii îmi zic că-s hărțăgos, alții pretind că-s cam fricos, dar eu nasud, eu sufăr tot, că sunt un mare patriot. Ce vreau eu, domnilor? Vreau libertatea cea mai nemărginită a presei. Și să vedem pentru ce vrea libertatea presei. Ca să pot batjocori când îmi place și pe cine îmi place. Vreau să răstorn tot ce există, pentru ca să-mi fac un piedestal din ruinele prezentului, să mă urc pe acest piedestal, ca să proclam Republica Democratică și Socială. Trecutul e al strigoilor, prezentul e al moderaților, viitorul e al meu. Trecut, prezent, nu mă sfiesc să-i critic rău, să-i osândesc, căci eu și numai eu sunt bun român și știu ce vreau. Unii mă admir, alții mă închid, unii mă plâng, alții mă râd, dar eu nasud, eu sufăr tot, că sunt un mare patriot. Cercați, domnilor, să mă trimiteți la cameră ca mandatul de reprezentat, cu mandatul de reprezentat al națiunii și atunci veți vedea ce poate clevetici. Închipuiți-vă că sunt în cameră. Iată-mă la locul meu, se așează pe un scaun. Cer cuvântul, domnule președinte, cer cuvântul, nu-mi-l dai prea bine. Și se scoală și vine în fața publicului. Am cerut cuvântul pentru ca să combat opiniunea emisă de domnul ministru de finanțe în chestiunea bugetului. Deși onorabilul preopinent, deci antevorbitorul, a cerut chestiunea prealabilă, voi întreba ce este bugetul domnului. Iată discuția despre buget veșnică. Bugetul domnului este pulsul unui stat. Trebuie în consecință să-l pipăim cu luarea mintea unui medic. Lăsând dar deoparte pe domnul ministru de finanțe care a sulevat, adică a ignorat această chestiune urgentă, mă voi adresa către domnul ministru de justiție pentru ca să-l întreb cum de acutezat a călcat sacrul principal inamovibilității consacrat de convențiune, depărtând de la judecătoria nu știu cărui district pe onorabilul cetățean Cârcioc, ce a dat atâtea probe de integritatea cea mai pură și de patriotismul cel mai pur. Îmi va răspunde negreșit domnul ministru de Răzbel că formarea unei nouă baterii este necesară, însă domnilor, strămoșii noștri romani, companionii de arme al strămoșului nostru Traian, n-aveau trebuință de atâtea tunuri pentru ca să învingă pe inamici. Și când e chestiunea de bani, se cuvine să fim economi. Nu? Ni se recomandă și nouă, căci acest buget este produs de obolul, obol înseamnă o sumă, o contribuție foarte mică, obolul săracului, acelui sărman asuprit și nenorocit pe care cad toate sarcile, acelui ilot, ilot este un fel de sclav, ce geme de secol, fără ca domnul ministru de interne să se fi îngrișit până acum de a propune camerei un proiect de lege pentru ușurarea clasei de jos. A, domnule ministru de interne, dacă avea alte gânduri decât acel de a prinde o rădăcină eternă pe scaunul președinței, ai gândit că dinaintea dumitale două drumuri sunt deschise, acela urmat de Bimbașa Sava și acela urmat de Cavour. În darn, adică în zadar, domnul ministru al afacerilor străine mă întrerupe sub pretext că n-aș fi în chestiune. Dumnealui nu știe uzul parlamentar, dar eu sunt trimis aici de națiune ca reprezentantul intereselor ei. Acest mandat sacru îl voi deplini ca cetățean liber și liberal, apărând cu energie și cu logică libertatea, egalitatea, dreptatea, fraternitatea, inviolabilitatea, inamovibilitatea, autonomia, convențiunea, drepturile naționale, garda națională, Partidul Național și celelalte. Căci eu, deci obosește, și de ce nu, am toate calitățile de a fi ministru. O mărturisesc cu toată modestia, domnilor, pentru că am fost, tocmai s-a văzut cât era de modest, am fost, sunt și voi fi cetățean român și nu am obicei de a prinde lumânări, din contră eu le sting. Frați căuzași, m-ați auzit, sunt elocvent
apel pisit. Vorbesc, până ce pe toții obosesc. Unii îmi zic ritor, adică retor, orator, hazliu, alții îmi zic palavragiu, dar eu nasud, eu sufăr tot că sunt un mare patriot. Și iese mai sus din scenă. Sigur că frumos ar fi fost să fi vorbit despre Chirițe, dar subiectul Chirițele, cu subiectul Chirițele ne vom întâlni într-o altă dată, pentru că merită un timp anume, un timp special, și de aceea vă spun la bună reîntâlnire.